Bine v-am regăsit, dragii mei! Cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine. Până vă deschid eu ceștele, alegeți-vă varianta, dragii mei, și vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit la acest canal și vă mulțumesc pentru mesajele frumoase. Într-adevăr, sunt foarte bucuroasă de mesajele voastre, sunt foarte bucuroasă că pot ajuta multă lume și asta mă bucur foarte mult, dragii mei. Eu, cum am zis, eu mă stăruiesc să vă citesc și rugăciunile, și să vă dau și runele, să vă dau și mult, ca să fie de mult ajutor, dragii mei, să dea Domnul să nu mai rămână niciun om îndurerat în părțile voastre. Și încă ce vreau să vă spun, când veți merge pe drum, întâmplător puteți să vă întâlniți cu pene. La ușa voastră puteți să vă treziți cu pene, la balcon să vă treziți cu pene. De ce zic asta? Când găsiți acele pene, le luați și le puneți în ceanta voastră, pentru că asta este un semn că îngerii mei sunt lângă voi, dragii mei. Îngerii mei o să vă lese pene, să știți, și asta o să înțelegeți că sunteți protejați de îngerii mei, scumpii mei. Și cum am zis, dacă doriți să fiți protejați de îngerii mei, abonați-vă, dragii mei, înscrieți-vă, nu importă, trebuie să fiți lângă mine. Știți cum este cloșca cu pui? Ține pui sub aripile ei ca să nu, cum să zic, să nu le fie frică sau să nu le fie frig. Așa sunteți voi sub aripile mele, dragii mei, să știți. Eu nu glumesc, așa canal nu vă veți găsi, nici nu ați văzut, nici nu veți vedea, să știți, dragii mei. Pentru că, cum am zis, dacă veți găsi pene, puteți să vă treziți cu pene, poate să vă treziți, să vă vină în casă și buburuze, la ușă să vă vină buburuze, să știți că asta este tot semnul, îngerii mei sunt lângă voi, dragii mei, să știți. Și vreau să mă scriți și în comentarii care găsiți pene, la cine vă întâlniți așa ceva, să știți că toată vremea îngerii mei o să fie lângă voi. Și încă ceva, cu argintul, acea rună o citesc pentru că, într-adevăr, vă dezblochez de toate. Am să vă dau, cei care nu aveți și voi o să folosiți acea rună, care aveți vasele, veți scrie pe vase, care aveți lănțișor, brățară, mai știu eu, tot o să purtați lângă voi, dragii mei, să știți. Mai sunt în câteva seri pentru că eu vă desformez toate vrăjile pe care le aveți, dragii mei, și cum termin citirea, cum o să vă dau runa. Să știți că a rămas foarte puțin, să știți, am să vă dau acea rună, stați liniștiți, pentru că o să vă fie totul de folos. Să deschidem cu numărul 1, să vedem cine va spune ceașca noastră. Așa, dragii mei, aici văd în ceașca cu numărul 1, cei care ați ales. Să știți că aici văd cineva vine și își cere iertare de la voi. Într-adevăr, acest bărbat a venit la ușa voastră și își cere iertare de la voi, dar să știți că toate certurile acestea este din cauza la o pereche, să știți, dragii mei. Poate să fie și socrii voștri, poate să fie și alți prieteni care se bagă în relația voastră, dar să știți că acel bărbat deja și-a dat seama că face greșit și vine de la voi să-și ceară scuze, dar voi nici de cum îl respingeți. Îl împingeți așa cu mâna și nu-l lăsați să intre în casa voastră, pentru că, într-adevăr, foarte mult ați suferit de la acest bărbat și nu-l mai doriți în viața voastră și veți face bine, pentru că acest bărbat, în spatele lui mai este o femeie, poate să fie și mama lui. Din cauza mamei lui tot aveți aceste certuri și această femeie îl trimite la voi, dar să știți că stă în spatele lui și tot o să, dacă o să-l iertați, tot această femeie o să intre în relația voastră și o să vă facă rău, să știți. Oh, om obosit! Câteodată vorbesc prea repede și rămân fără răsuflare, dragii mei. Să știți că vreau să vă zic că aici țineți așa o mână de baloane. Să știți că veți avea o zi de naștere, o petrecere, poate să auziți o veste așa foarte bună și să
vă salte inima de bucurie pentru că țineți în mâna voastră o mână de baloane, așa știți cum sunt mâinile, baloanele legate cu ață care se vând pe stradă, așa țineți voi acele baloane și, într-adevăr, puteți să aveți și o bucurie, puteți să aveți și o petrecere, dar să știți că sunteți foarte bucuroși. Următoarele zile, să știți, veți avea o petrecere sau, cum am zis, puteți să luați o veste foarte bună. Dragii mei, cine v-a enervat așa de mult că vă iese fum din urechi și din gură? Nu știu cine v-a supărat așa de mult, dar sunteți așa nervoși pe această persoană că îi veniți așa ca o caracatiță să-l plesniți din 7 părți. Pentru că iese din voi fum, așa de tare sunteți enervați pe această persoană, dar nu văd ce e bărbat sau femeie, dar pe o persoană sunteți foarte supărat pentru că iese din voi fum și din urechi și din așa din ochi vă iese fum că sunteți foarte nervoși pe această persoană, dar să știți, vă zic să vă calmați pentru că această persoană toată vremea face posibilitatea de a vă enerva și asta îi pare bine că voi când vă enervați și nu vă simțiți bine, această persoană vine din contra peste voi ca să vă enerveze, să vă facă rău, dar vreau să vă zic să nu trageți cu urechea la această persoană, întoarceți-vă spatele și mergeți mai departe pe drumul vostru pentru că această persoană vrea să vă facă rău pentru că nu vă suferă, să știți. Așa, dragii mei, vreau să vă spun că foarte multe drumuri scurte faceți în orașul vostru. Nu sunt drumuri de peste hotare, dar sunt drumuri în satul vostru sau în orașul vostru unde trăiți. Vă duceți, veniți, toată vremea sunteți pe drum, toată vremea sunteți în mers, toată vremea. Dar să știți că acest mers pentru voi este foarte bine, pentru sănătate, să știți. O să vă vie foarte bine pentru sănătate, cu cât sunteți mai energici, cu atât mai bine o să vă simțiți, să știți, dragii mei. Și faceți bine că mergeți foarte mult. Asta pentru voi, pentru sănătatea voastră este foarte bine, să știți. Aici doi bătrâni au ieșit la un drum, dragii mei. Și acești bătrâni, într-adevăr, vin de la un drum foarte lung. Asta drum cum nu înseamnă că este... a ieșit la un drum, dar să știți că acești doi bătrâni din tinerețe sunt împreună și deja au ajuns la adânci bătrânețe și aceste două persoane, într-adevăr, se iubesc foarte mult. Poate să fie și mama și tatăl vostru, poate să fie și altcineva. Să știți că aceste două persoane, într-adevăr, și-au adus viața, poate aceste două persoane să își petreacă nunta de argint sau nunta de aur. Să știți că, într-adevăr, sunt două persoane care toată viața s-au ținut mână de mână și au ajuns la această petrecere și vor fi foarte bucuroși, într-adevăr, să dea Domnul să ajungem toți la acei ani, la nunta cea de argint, la nunta cea de aur. Dar să știți că aceste două persoane își va sărbători această nuntă și sunt foarte bucuroși, dragii mei, aceste două persoane, să știți. În voi aveți iarăși acele greutăți, dragii mei, dar să știți că aici, în sufletele voastre, de parcă este o libelulă. Să știți că de parcă vă mănâncă așa ca un verme în sufletele voastre toată vremea. Toată vremea sunteți cu semne de întrebări, toată vremea sunteți cu grijă. Dar să știți, lăsați toate deoparte pentru că, cum am zis, în sufletele voastre deja începe acea lumină, începe a veni acea căldură pentru sufletele voastre, să știți, dragii mei. Să nu vă mai dați așa multe întrebări, fiți mai calmi și o să vedeți că va ieși totul bine. Gândiți-vă la o dorință. Dorința voastră se împlinește, dragii mei, să știți. Să curgă să vedem ce ne va spune. Vă mai spus o dorință. Și a doua dorință se împlinește, dragii mei. Asta este cea farfurie, dragii mei. După cum vedeți, în casa voastră deja este lumină. În casa voastră deja este pace. Acele lacrimi, acele greutăți deja s-au
ridicat deasupra și nu mai intră în casa voastră, să știți. Uitați-vă, aici, o femeie cum stă așa, culcată pe burtă și într-adevăr deja își trăiește viața. Deja este fericită pentru că multe greutăți a plecat din viața ei și deja este fericită, să știți, dragii mei, pentru că așa deja s-a culcat și deja își ia o răsuflare bună, deja este mai bine pe sufletul ei, să știți. Sper că a fost pe înțeles. Așa, asta este ceașca cu numărul 2222. Să văd eu ce este aici. Să vedem. Așa, scumpii mei. Vreau să vă spun că deja un îngeraș v-a deschis o aripă, vedeți? Uitați-vă. Aripa unui înger, vedeți? Și voi, chiar și pe familia voastră, această aripă este deasupra familiei voastre, vedeți? Aici persoanele și îngerul, aripa îngerului, să știți, dragii mei. Deja cu aripă sunteți protejați de înger, vreau să vă spun. Cei care ați ales numărul 2, deja vă ocrotește îngerii, să știți, dragii mei, pentru că aici a ieșit aripa unui înger, să știți. Să dea Domnul îngerii mei toată vremea să fie în pază, îngerul lui Dumnezeu să fie toată vremea în paza voastră, să vă ocrotească de tot răul. Și am să vă spun cum să chemați îngerii ca să vă, când aveți nevoie, când aveți greutăți, ca să vă ajute să vă scoată din greutăți, dragii mei. Într-adevăr, nu așa ceva nu ați văzut, dar cu ajutorul îngerilor, când aveți nevoie, în momentul greutății, am să vă dau pentru voi, am foarte multe, multe surprize, dragii mei. Dacă doriți să vă folosiți, trebuie să fiți în, lângă mine, dragii mei, să știți, pentru voi am multe, așa ceva nu ați văzut, nici nu veți vedea, să știți, în afară de canalul meu, să știți, dragii mei. Aici văd, dragii mei, o pereche, dar această pereche, într-adevăr, este o pereche supărată. Este un bărbat așa cu pălărie, înalt și slab. Și aici tot așa este o femeie înaltă și slabă și nu este cu părul scurt, dar așa are o frezură rotundă această femeie, să știți. Acest bărbat, într-adevăr, dorește la această femeie să se deschidă pentru că acel bărbat, într-adevăr, o iubește pe această femeie, dar nici de cum nu reușește să-i spună dragostea acestei femei. Într-adevăr, acest bărbat o iubește foarte mult pe această femeie, dar îi este frică că va fi respins. Dar vreau să zic că dacă vă întâlniți cu așa bărbat, să nu-l respingeți pentru că veți fi foarte bucuroși cu acest bărbat. Acest bărbat, într-adevăr, este un bărbat de afaceri, este un bărbat care, într-adevăr, are locul lui de muncă și câștigă chiar bine. Să știți că acest bărbat îmblă din urma voastră și vrea să vă spună că vă iubește, dar încă nu îndrăznește, îi este frică că o să-l respingeți și dacă, cum am zis, vă întâlniți cu așa ceva, nici de cum nu-l respingeți, că veți fi foarte bucuroși cu această persoană, dragii mei, să știți. Dragii mei, aici mai văd certuri în familie. Certurile din cauza copiilor, lacrimi din cauza copiilor, nu știu ce fac, poate că copiii voștri fac ceva, lucruri rele și asta vă frânge foarte mult și de aia iese foarte multe certuri în casa voastră din cauza copiilor. Dar vreau să vă zic că acum, da, sunteți într-o situație din certuri, dar o să intre liniște și în casa voastră pentru că aici văd un rubinet care curge apă, să știți, și rubinet cu apă curgătoare, să știți că în sufletele voastre, în casa voastră, deja o să intre lumină și o să plece acele certuri care le aveți acum, dragii mei. Într-adevăr, acum sunteți într-o perioadă așa cu certuri, dar să știți că o să fie trecător totul. Aici văd doi de U, dragii mei.
în nume sau prenume care aveți litera U sau poate să cunoașteți și alte persoane cu litera U, aceste persoane cu U în nume sau prenume, să știți că vor avea o mică ceartă, un mic accident, poate să zic așa, dar fiți atenți pentru că, într-adevăr, poate să vă frângeți o mână. Poate să faceți un accident cu mașina. Poate să vă frângeți un picior. Poate să vă nimeriți în mijlocul unei certe. Să fiți atenți, aceste persoane care aveți U în nume sau prenume. Să fiți atenți pentru că o să intrați așa fără o să nimeriți într-așa ceva fără ca să vreți. Poate, cum am zis, în mijlocul unei certe, aveți grijă și de sănătate pentru că când mergeți pe drum, când vă coborâți pe scări sau când faceți un lucru, fiți atenți pentru că văd deasupra voastră o primejdie. Să știți, dragii mei, fiți atenți. Așa, să știți că în sufletele voastre deja s-au ridicat, uitați-vă, vedeți? S-au ridicat toate greutățile, dragii mei, deasupra voastră. Deja sunteți mai luminați, cum am zis, deja sunteți mai buni, mai bine decât în trecut, să știți, dragii mei. Într-adevăr, sunteți și mai bine decât în trecut. Aici văd așa o femeie, deja s-a deschis brațele și îi mulțumește lui Dumnezeu pentru toate greutățile care le-a avut și s-a terminat. Într-adevăr, această femeie și-a deschis brațele și deja îi mulțumește lui Dumnezeu pentru toate greutățile din care a ieșit, să știți, dragii mei. Gândiți-vă la o dorință. Sper și pentru voi a fost pe înțeles. Eu, cum am zis, câteva zile limba română nu vorbesc și îmi vine greu pe urmă. Dorința voastră încă se va împlini, dar foarte greu. Mai este timpul, să știți. Uitați-vă, dragii mei, și în casa voastră este acea lumină și în casa voastră a apărut acel soare pe care l-ați așteptat de mult timp, dragii mei. Să știți că și voi veți fi fericiți. Dacă vedeți aici, este un scorpion. Este un scorpion, dar să știți că acesta este un bărbat în zodia scorpion. Acest bărbat are probleme cu stomacul, să știți. Dacă aveți în preajma voastră sau în familia voastră așa bărbat, acest bărbat suferă de dureri de burtă, de dureri de stomac. Dar să știți că acum suferă, dar pe urmă o să se vindece. Ceva poate să se otrăvească, să mănânce ceva și să otrăvească. Poate ceva din cauza pastilor, ceva, dar acest bărbat în zodia scorpion are probleme cu burta, să știți. Dacă aveți ceva așa, un bărbat în zodia scorpion, să știți că acest bărbat suferă de burtă, de stomac, să știți. Dar pe viitor să știți că se luminează, va fi bine, să știți, dragii mei. Acum poate că sunteți așa, vă pare rău că acest bărbat este bolnav, dar o să fie totul bine, să știți, dragii mei. O să se vindece acel bărbat. Nu am putut să vorbesc, dragii mei. V-am spus câteva zile, nu vorbesc limba română și pe urmă mă bâlbâi, dragii mei, să știți. Dar nu-i pe asta mă bucur că voi înțelegeți că ce vă explic și mă bucur că înțelegeți. Asta pe mine mă bucur foarte mult, dragii mei. Așa, am să vă dau și energia. Energia mea să plece în corpul acestor persoane, să-i curețe de toate negativitatea, de toate vrăjile, de tot răul care au pe sufletele lor, să rămâie curați și luminați toți abonații care sunt lângă mine. Așa. Vă transmit. Așa, dragii mei, eu vă mulțumesc la toți pentru tot. Vă iubesc într-adevăr. Să dea Domnul să fie totul bine și să dea Domnul să fiu multă vreme lângă voi. Eu vă pup și vă zic la revedere.